Bună! Hei! Sunteți ok? Da, puțin portocalii. Nu păreți ok, sincer. Puțin rău. Super băieții de la Maxim în studioul Radio 21. 21. Cică da. Ai uitat să te dai cu cremă solară? M-am dat puțin cam mult și am fost la soare și m-am ars puțin pe față. Și așa arăt acum. Ok, ești ok, da? Da, și eu sunt ok, mi-a fost puțin rău de dimineață, dar... Nu putem vedea că se și-a revenit după față. Ai mâncat prea mulți morcovi. Da. Hai să vă iau la întrebări. Am pregătit câteva întrebări aici. Dacă ai fi Dumnezeu pentru o zi, ce ai face? Aș face pe toată lumea fericită. Și tu? Eu aș încerca să fac orice întrece prin cap. God for a day. Aș mai face o planetă, nu? Să aibă aer, apă, să stăm mai mult, să călătorim. Care e cel mai nebun lucru pe care l-ai scris într-un SMS? Într-un SMS? Mamă, nu știu. Nu vine nimic în cap acum. Am blank, da, nu știu. Dar tu, ce ai scris? Ce am blank? Hai să le pun perfuzia. Ia. Ești mai bine? Ți-a venit răspunsul? Da. Nu. Până își face efectul, mai durează. Stați să vedem. Când ai fost cel mai fericit? Acum. De ce? Pe toate planurile. Tu când ai fost cel mai fericit? Eu? Când m-am născut, nu știu. Și tu? Eu când am luat bacul. Am fost cel mai fericit în toată viața mea. A câta oară? A prima oară l-am luat. O singură dată l-am luat, da. Stați să vedem. O super putere dacă avea. Care ar fi aceea? Să-mi dau seama dacă vor fi piesele hit sau nu. Tu? Să citesc gândurile oamenilor. Tu? Să zbor. Să zbori? Mm-hmm. Unde? Mi-ar plăcea să zbor peste tot, toată lumea asta. Unde vrea eu. Da. Stai că mai avem aici. Dacă ai putea să iei un singur lucru în deșert cu tine, care ar fi ăla? Perfuzia. Perfuzia tu? Apa. Eu aș lua un pom, fie vorba între noi, dar în fine, tu? Nu mă chiam. Nu v-ați prins, frate. În deșert un singur lucru? Mi-aș lua... Da, tot un bidon cu apă cu mine, să-mi fie sete. Și, atenție, dacă ai fi cățel, cum te-ar numi? Sparky. Bobby. Omulețu. Marcus. Crezi în dragoste la prima vedere? Da. Tu? Da. Uită-te la mine, crezi? Da, m-am și îndrăgostit de ei. Stai că m-am înroșit la față. Pardon. Crezi în dragoste la prima vedere? Bună, Gabi. Tu? Da, și eu cred. Acesta fiind zis, mai avem o întrebare și gata. Care este cea mai tare persoană din showbiz în momentul de față, după părerea voastră? Andra. Yes. Nu știu. Mai întreabă-i pe băieți, mă, mai... Andra! Mulțumim, Maxim! Woo!